Salut, sunt Tiberiu de la cel.ro și azi povestim despre partea a doua a traseului de la Cascada Cailor și anume despre drumul de la cascadă la lacul sau tăul Știol, depinde cum vrei să-i ziceți. Dacă nu ați văzut prima parte cu Cascada Cailor, e link în dreapta sus. Pentru că traseul către cascadă a fost prea scurt, am decis să mai fac un pic de mișcare, așa că am luat-o înapoi către telescaun. Aproape de capătul acestuia se face la dreapta un drum forestier care urcă pe platou cu marcaj bandă albastră. Dacă nu ar fi fost zăpadă, s-ar fi putut urca și pe lângă cascadă, fără să mai fie nevoie să mă întorc. Așa, traseul ar fi fost mai abrupt și ceva mai scurt. Așa cum am luat-o eu, traseul de la cascadă la lac are cam 4 km și ceva și este foarte ușor. Acesta duce către tăul Știol, care se mai numește și izvorul Bistriței Aurii. De aici izvorește râul Bistrița, care se pare că doar la izvor este aurie, după își cam pierde din strălucire. Lacul este unul glaciar și este situat în munții Rodnei, la o altitudine de 1800 de metri altitudine, la poalele vârfului Gărgălău, care are 2159 de metri. Ce mi-a plăcut cel mai mult la acest traseu este că sus pe platou erau multe brândușe de primăvară. Multe rău, o adevărată invazie. Cred că e prima dată când le-am văzut în zăpadă și număr atât de mare. Le-am filmat și eu cum am putut, dar tot mai frumoase erau în realitate. Dar gata cu vorbăria, vă las mai departe cu peisajul. Iar dacă vă place ce fac, nu uitați să dați un like și să vă abonați.